Și cum a fost dumneavoastră, l-ați găsit? Da, m-am auzit din casă trăgând. Nu, eu soția a auzit, mă strigă cineva. Mă zic, cum e să fie, mă, ce să fie? Am venit, am deschis gardul ăsta aici și l-am auzit că strigă cineva din groapă. Și când am venit, bătrânul ăla în groapă aici. Era vecinția dumneavoastră? Păi vecina, eu ce stau? De casa noastră? Eu vin vara numai și stau aici. Și el stă singur aici? E cu băiatul. Dar băiatul nu știu unde e plecat. Nu, și o fi ieșit din casă. Asta e bota lui, cred că, care a venit. Că, pe urmă, eu țineam de botă, am să țin de botă, că asta e și o conductă de apă acolo, să nu dea drumul și la apă, că eu nu pot ridica, că am făcut o operație pe aici, pot ridica de ea. Ia, schelet. Și cum l-ați scos? A venit pompieri, a dus una la urmă. Pompieri și l-a scos ei, da. Cum e cu el? Uitați, aici a stat în molul ăsta aici. Vă dați seama. Doamne. Bine, că nu a fost apă. Nu e, apă e. Păi tăte, am zis să ții de bote să nu umbli acolo, că e apă și... Pe urmă era bai. Păi dacă era apă în el, dai seama că să ne ca acolo. Cine? Poți să zic și eu ceva? Ce să zic? La ora 03:44, detașamentul de pompieri deja a fost suscitat pentru scoaterea unei persoane căzute într-un puț adânc de aproximativ 2 metri. S-a intervenit pentru scoaterea acesteia și pacientul a fost predat unei ambulanțe SAJ din municipiul Dej. Luăm pulsul orașului. Oriunde se întâmplă. De la noi afli primul. Dejanul.ro. Suntem deja acolo. Deja acolo. Suntem deja acolo. Dejanul.ro.